Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 155 ediții de analize economice, un proiect comun, indiz viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții care au fost până acum le puteți vedea pe pagina mea ionit.md sau pagina indiz viitor sau privesc eu. Astăzi vreau să discutăm un subiect care, să zic, prezintă un interes sporit de fiecare dată când noi îl examinăm, de aceea eu revin la el cam o dată la jumătate de an, acum o să revin din mai intens și o explica din ce cauză. Piața imobiliară. De ce trebuie să revenim la acest subiect? Din simplu motiv că 70% din toată avuția noastră este concentrată în imobile. Iar astăzi avem și un motiv să discutăm, și anume că în anul 2024, în primul trimestru, conform datelor de la Banca Națională, noi am avut cea mai mare creștere a prețului la imobile din ultimii 16 ani. Ultima dată am avut așa o creștere într-un singur trimestru, tocmai în îndepărtatul 2008. Evident, de fiecare dată când ai niște evoluție așa spectaculoasă și în cazul dat neplăcute pentru cetățeni, dar destul de plăcute pentru companiile de construcții, oamenii se îngrijorează ce se întâmplă, ce va fi cu piața, se va duce în sus, se va duce în jos. De aceea astăzi vreau să prezint mai multe cifre, mă voi strădui foarte prudent să fac anumite concluzii și sper foarte mult că ceea ce vă voi arăta eu vă va ajuta pe fiecare din dumneavoastră să luați o decizii singuri ce se întâmplă pe piață și ce va fi. Concluziile mele vă le spun la sfârșit, că oricum dau și concluzii, dar imobilul este o chestiune mai mult de emoții decât economie, de aceea atunci cei care vor să cumpere un imobil, cei care se gândesc la procurarea unui imobil sau vor să trăiască în chirie, emoțiile voastre trebuie să fie bazate pe niște cifre, voi vedea cifre în dinamici lungi și din ce cauză, că piața imobiliară este așa o fenomen care analiza trimestrială sau lunară sau pe perioadă scurtă nu-ți permite să vezi tablou general în ansamblu, de aceea voi face o analiză comparativă în timp, o analiză comparativă în spațiu, cum este la noi comparativ cu alte țări, lucru care ne va ajuta să înțelegem totuși ce se întâmplă pe piața imobiliară. Haideți să începem. Eu am luat o analiză, dar în analiza mea utilizez date de la câteva companii imobiliare plus datele băncii naționale. Datele sunt relativ diferite, la companii imobiliare sunt în prețuri, la Banca Națională sunt în indicatori, în indice, adică în creștere. Eu le-am lipit datele, ca să nu vorbesc mult teorie, doar spun că le-am lipit datele începând cu 2019, de când Banca Națională a început să publice acest indicator agregat privind evoluția prețului la piața imobiliară, ceea ce mulțumim Băncii Naționale că face acest lucru. Și evident sunt estimări, deoarece combin două tipuri de date care greu se combină, dar sper că am reușit și ele, dacă veți vedea, datele de acum diferă puțin de datele din alte de prezentările mele precedente, deoarece eu de fiecare dată încerc să îmbunătățesc modelul ca să am niște cifre care cât de cât să fie mai aproape de realitate cu ceea ce real se întâmplă în municipiul Chișinău. Da, apropo, toate datele sunt legate de municipiul Chișinău, iar la apartamentele, noi vorbim apartamentele în varianta alb, cu excepția cazurilor când expres spunem că apartamente finisate. Deci dacă observați, într-adevăr, ne uităm atent, noi am avut o creștere de prețuri de 9,8% în primul trimestru din 2024, maximul l-am avut în 2022, am avut 7,5%, dar am avut și minus 0,8%. După aceasta, dacă observați, am dat maximele care le-am avut în anii precedenți și observați, ultima dată am avut un preț mai mare decât în acest an, doar în 2008. Ce se întâmplă și de fapt ce a fost? Aparent, apare că e un șoc, dar dacă ne uităm atent, lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Din ce cauză? Din cauza că noi, de fapt, asistăm la o creștere de prețuri după un an și jumătate de stagnare. Un an și jumătate prețurile n-au crescut. Și chiar dacă în primul trimestru am avut o creștere spectaculoasă de 9,8% în mediu, la apartamentele vechi s-a scumpit mai tare, la apartamentele noi ceva mai încet a crescut prețurile, voi explica de ce cauza acest lucru. În valoare anuală, prețul a crescut cu 4,6%. Din ce cauză doar atâta? Din simplu motiv că noi am avut o an și jumătate de
stagnarea prețurilor, iar ținând cont că apartamentele totuși sunt niște investiții pe termen lung, eu am luat și un alt indicator cât au crescut prețurile timp de 3 ani de zile, față de 3 ani în urmă. Și ele au crescut cu 26%. Ținând cont cum a crescut salariul, veți vedea mai târziu că lucrurile de fapt sunt cu mult mai nuanțate decât ar crede unii. Nu mai spun de creșterea costurilor și așa mai departe. Observați, noi de fapt șocurile adevărate le-am avut în perioada 2001-2007, când prețul la apartamente creștea într-o an 46%, 32%, 32%, 23%. Iar în anul 2003, prețul la apartament comparativ cu 3 ani în urmă era de 2-4 ori mai mult. Așa ceva n-am mai avut niciodată, deci adevărate șocurile au fost cândva. Și uitați-vă, în perioada 2008-2017 noi am avut de fapt o scădere timp de 10 ani, un maraton de 10 ani de scădere de prețuri. Haideți acum să ne uităm separat pe apartamentele noi și pe apartamentele de pe piața secundară. La apartamentele noi, dacă ne uităm atent, practic până în 2017, noi am avut niște creșteri modeste, chiar în anul 2012, 2014, 2015 am avut scăderi de prețuri. Putem spune felul următor, până în anul 2016, la noi piața apartamentelor noi a fost într-o stagnare totală de prețuri cu o tendință de scădere. Creșterea cea mai spectaculoasă a fost până în anul 2022, primul trimestru, până ce Banca Națională a început să ia politica aceasta de descurajare a împrumuturilor și observam creșterea prețurilor 26% în valoare anuală și trimestrial, vedeți, foarte mult. Acum, noi, chiar dacă la apartamente noi am avut o creștere de 8,4%, mai modestă decât la apartamente de mâna a doua, observăm că în valoarea anuală avem 12% creștere din simplu motiv că din 4 trimestre, noi în 2 trimestre am avut lipsă de creștere sau chiar o scădere ușoară de prețuri. Dar dacă mai luăm și anul 2022, observăm în 2022 scădere, scădere, 23 ușoară creștere, scădere, stagnare, și doar acum creștere. De aceea, practic, putem să spunem că în primul trimestru piața a încercat să-și recupereze din lipsa de creștere în anii precedenți. Pe piața secundară, lucrurile stau puțin altfel. În trimestrul întâi, prețurile au crescut mai mult decât piața primară. Este un fenomen care nu l-a mai avut în ultimii vreo 10 ani. Aici vreau să reamintesc, până în anul 2008-2010, sigur, prețurile piața secundară erau chiar mai mari decât piața primară, deci apartamentele vechi erau mai scumpe, după aceasta lucrurile s-au inversat, acum și veți vedea un grafic interesant, iar acum, în condiția creșterii bruste de prețuri, oamenii, de fapt, s-au cam speriat între piața primară, scumpere apartamente noi, plus el nici nu prea sunt, și oamenii acum, de fapt, se reorientează pe piața secundară, de aceea acum avem o înviorare a pieței secundare. Cei care vor să-și facă un upgrade la apartament, vor să-l vândă pe cel vechi, să cumpere unul nou. Acum cred că e cel mai bun timp, deoarece este cea mai bună corelație dintre apartamentele vechi și apartamentele noi. Eu, în baza indicilor care sunt, în baza datelor care le avem de pe la mai multe burse, am încercat să estimez cam care este prețul la apartament în Republica Moldova. Dacă observați, în primul trimestru estimez că prețul mediu la apartament în municipiul Chișinău, scuze, nu în Moldova, dar în municipiul Chișinău, la piața secundară a fost de 970 de euro, iar la piața primară, în varianta albă, 1434 de euro, pentru apartamentele finisate. Deci eu o variantă în alb, deoarece majoritatea tranzacțiilor se fac în varianta în alb. Acum avem o tendință mai nouă pe piață când există solicitări la apartamente finisate. De ce nu m-aș mira dacă într-un viitor apropiat voi începe a publica și eu prețul la apartamente finisate, dar e relativ ușor. Prețul varianta alb undeva aproximativ 20%. Deci 1400 înmulțit cu 20%, ai 1700 de euro prețul varianta alb în primul trimestru. Un indicator care vreau să-l arăt aici este câți metri pătrați de apartament trebuie să-l ai în plus pentru ca să procuri un apartament nou față de unul de pe piața secundară. Dacă vedeți, până în 2015 schimbai 1 la 1, chiar era posibilitatea să primești mai mult, vindeai 50 de metri pătrați, cumpărai 51 noi.
Acum noi am ajuns în 2023, am ajuns maxima istorică când trebuia să dai 3 metri pătrați de apartament vechi pe 2 metri pătrați de apartament noi. Evident, plus minus în aceeași legiune. Iar acum s-a îmbunătățit în situația în 2024 din simplu motiv că apartamentele de piața secundară au cunoscut o înviorare de prețuri mai mare decât cea de pe piața primară, legată de faptul că piața primară prețurile au crescut destul de brusc. Prețul mediu de vânzare a unui apartament în municipiul Chișinău, mediu ponderat, deci noi vindem cam undeva 70% de pe piața secundară, 30% piața primară și când ne ponderăm, vedem următorul lucru. În 2008, prețul mediu de vânzare a unui apartament în Chișinău a fost de 900 de euro. După aceasta, noi ne-am dus până în 2018, am ajuns până la 555 de euro, 10 ani de zile de stagnare și cădere de piață, iar până în anul 2022, de fapt, nu a fost o creștere de preț, dar o recuperare. Noi doar în 2022 am ajuns la nivelul anului 2008. Diferența de salarii, să o vedeți mai târziu. Și din 2022, noi, într-adevăr, am avut după aceasta o stagnare de preț, vedeți, timp de un an, prețurile au stat la același nivel, iar acum, în 2024, într-adevăr, avem o înviorare și am ajuns la 1110, dacă vreți, este prețul maxim care l-am avut noi vreodată în istoria noastră de vânzare a unui metru pătrat de apartament. Haideți acum să, până așa ajungem la anumite concluzii, este un indicator care eu îl utilizez deja de vreo an de zile, sau doi, accesibilitatea unui credit bancar. Deci, dacă observați, la noi, în ultimul timp, pentru mulți există o soluție privind luarea unor credite. Chiar voi, în viitor apropiat, vreau și să mulțumesc Agenției Servicii Publice și, în mod special, directorului. Edis Viitorul a făcut o adresare către ei, că ei o perioadă nu publicau datele privind tranzacțiile, ceea ce era regretabil. Dar mulțumim faptul că ei au arătat o deschidere totală și după ce noi ne-am adresat oficial în scris, acum datele sunt disponibile nu doar pentru Edis Viitorul, cum le-am solicitat, nu pentru noi, dar să fie publice și acum datele sunt publice, de aceea ținând cont că avem date publice privind tranzacțiile, noi într-un viitor apropiat deja vom publica cât a fost cu ipotecă, cât a fost fără ipotecă, dar dacă ne uităm atent, eu am luat și am calculat. Poate să o nouă familie medie din Chișinău să-și permită luxul de a cumpăra un apartament în ipotecă. Eu am luat o familie medie unde este soțul și soția și ambii lucrează. Ambii au un salariu mediu din municipiul Chișinău. Ei vor să cumpere un apartament de 70 de metri pătrați, un apartament mediu, toate că mulți cumpără mai micuți. Au o contribuție inițială de 30% și iau creditul pentru 20 de ani. În momentul luării creditului, cât din salariu venitul familiei trebuie să plătească ca să-și poată achita creditul și dobânda bancară, reieșind din circumstanță sau din condițiile de la moment. Dacă observați, în 2008, oamenii trebuiau să achite 3 venituri ale familiei lunare ca să plătească creditul pe lună. Evident, nici un om nu își putea permite să ia un credit, doar dacă cei care aveau venituri mari. Lucrul acesta s-a menținut până în 2016. Veniturile, plățile pentru credit erau mai mari decât veniturile familiei. Cel mai bună situație a ajuns în 2019, când 60% din venitul unei familii trebuia să meargă pentru plata unui credit. Evident, oamenii care aveau un venit mediu sau mai mari decât mediu, deja se puteau permite, deoarece mai puțin de jumătate din venitul familiei mergea pentru plata creditului. Odată cu năsprirea politicii monetare a Băncii Naționale legate de criza, aici nu discutăm de a fost bine sau nu, am ajuns că situația s-a înrăutățit de două ori, deci deja trebuia 100, și plus s-au scumpit apartamentele, toate lucrurile acestea au dus la ceea că trebuia 120% din veniturile familiei, lucru care practic face imposibil ca o familie să ia un credit și ceea ce s-a dus la o scădere a volumului de credit 5 ori acum și aveți vedea cifrele, iar acum creșterea veniturilor populației în lei, scădere rate dobânzii, toate lucrurile acestea au dus că noi ajungem la o situație, avem 74%, încă în trimestrul întâi nu este situația din 2019, dar plus minus ne apropiem de momentul când creditele ipotecare vor fi iarăși o soluție pentru familie. Deci cauza aceasta devine accesibil,
ne uităm atent, dobânda la un credit ipotecar în perioada 2017-2021 a fost de 6,7%, ceea ce face creditul atractiv. După aceasta l-a crescut până la aproape 13%, lucru care descurajat enorm creditele, iar acum am ajuns la 8% plus minus o dobândă iarăși atractivă. Problema avem acum nu atât la dobândă, cât la prețul unui imobil. Lucrul acesta, jocul cu dobândă, evident a influențat enorm volumul de credite contractate. În mediul lunar, până în 2017, moldovenii luau cam 2 milioane de euro credite ca să cumpere un imobil. Am luat în euro, fiindcă apartamentele se cumpără euro. Vreți să mulțiți și primiți în lei. În 2021, noi am ajuns până la 25 de milioane de euro lunar, sau exact de 10 ori mai mult decât media până în 2017. De fapt, anul 2021, și asta și-a dus prețurile în sus, a fost un an al boom-ului de credite imobiliare, inclusiv și prima casă. Apoi a urmat politica băncii naționale legată de criza care am avut-o noi inflaționistă și volumul de credite a scăzut de 5 ori până la 5 milioane de euro lunar, oricum mai mult decât a fost în trecut, dar de 5 ori mai puțin decât în 2021, iar astăzi noi am ajuns în primul trimestru să avem 22 de milioane de euro lunar credite luate, plus minus ne apropiem de maxima care am avut-o cândva, altfel spus, credit, chiar la o preț mare, creditele ipotecare devin o soluție pentru cetățeni. Și acum, tot ce vă interesează pe voi, vor scădea sau nu prețul apartamente. Haideți să vă dau un grafic. Cu cât au crescut real prețurile la apartamentele noi? Ce am în vedere? Creșterea reală. Imaginați-vă, aveți o companie de construcție. Compania de construcție are nevoie să cumpere material de construcție care s-au scumpit enorm în ultimii ani. Compania de construcție trebuie să plătească salarii care cresc la noi destul de rapid, în special în municipiul Chișinău, dar și toată țara. Și compania de construcție toate achitările face în lei, iar ea vinde apartamentul în euro. Să nu uităm că se vândă în euro, iar la noi leu este cea mai puternică valută care ne putem imagina. Deci leu nostru se întărește. Și atunci noi în lei apartamentul de fapt nu s-a scumpit atât de tare, că el euro rămâne slab. Dacă nu uităm, observăm atent, veacul de aur companiilor de construcție a fost perioada 2001-2006. Atunci, prețurile reale apartamente, deci când se scumpeau material de construcție, creșteau salariile, dar compania de construcție câștiga cu 50% mai mult decât anul precedent. Deci noi, cred că pe perioada 2006-2007, prețul unui apartament era undeva de vreo 2,5-3 ori mai mari decât costurile lui. Practic, profiturile companiilor în construcție erau supra-profituri, ca să vă imaginați cât de mari erau profiturile în acea perioadă. Închipuiți-vă că după 2006, prețurile la apartamente, timp de 12 ani, au crescut mai încet decât costurile. Costurile creșteau, prețurile nu creșteau și companiile nu falimentau. Uitați-vă, minus 23%, minus 17%. Și, de fapt, în 2024, chiar dacă avem această creștere la apartamentele noi de aproape 9%, de 10-9%, ele sunt mai mici decât costurile. Altfel spus, în 2024, compania de construcție, chiar dacă vinde apartamentul mai scump, ea câștigă mai puțin bani decât acum un an în urmă, din simplu motiv că la ea salariile și costurile au crescut și profitul care rămâne ea este mai micuț. De aceea să spunem că este posibil, ai unde o marjă de a scădea prețul apartamentului, este cam greu. Uitați-vă, din 2006 până în 2024, companiile de construcție au fost în plus doar 4 ani. În 2010, plus 4%, 2019 și 2020, 2021. 2021 a fost veacul de aur a companiilor de construcție din ultimii 15 ani. Ați văzut, credite luate, prețuri crește, iau, costurile n-au crescut, ei au luat cu 20% mai mult, au avut prețuri la apartament, a crescut cu 20% mai repede decât costurile lor. 2022 minus, 2023 minus, 2024 în primul trimestru minus, chiar dacă prețurile la apartamente au crescut. De aceea să spui că cumva ai de unde să te duci, nu prea ai unde.
Al doilea indicator important, deci primul este creșterea reală a prețurilor și vedeți că nu a crescut. Al doilea indicator, și acesta este cel mai important, până la urmă prețul apartamente, cât nu vă fiți straniu, nu contează. Și explic din ce cauză. Cred că dumneavoastră, dacă ați avea un salariu de $1,000,000 pe lună, fără nicio problemă, nu v-ar interesa dacă apartamentul costă $100,000 sau $120,000. Cred că la $1,000,000 pe lună, asta chiar nu vă interesează. De aceea, cel mai corect este când analizăm prețul apartamentului să discutăm nu despre preț, dar despre accesibilitatea unui apartament. Este un indicator care este folosit și plan internațional. Ce înseamnă lucrul acesta? Câți ani trebuie să lucreze un om ca să-și poată permite luxul să cumpere un apartament? Eu am luat un apartament de 70 de metri pătrați și am luat variant apartament nou, salariu brut, din ce cauză că acest indicator este și în alte țări. Uitați-vă să începem cu salariul. În acest an, salariul brut în municipiul Chișinău va depăși 10.000 de euro anual sau 870 de euro lunar. În mediu, în acest an, chișinăunienii, cei din Chișinău, vor avea un salariu de 17.000 de lei, în mediu. Știu că sunt mulți, 60% au mai puțin decât acest salariu, dar în mediu 17.000 de lei, brut, fără impozitul să mai împărțiți la 1, 3 și 2. Asta înseamnă 870 de euro lunar. Și prima dată, că mie îmi place cifra aceasta, prima dată salariul mediu anual în municipiul Chișinău va depăși 10.000 de euro, va fi 10.400 de euro. Spre comparație, în 2020, nu atât de departe, era 5.800 de euro salariul anual, în 2015, 3.100 de euro, în 2010, 2.700 de euro. Dacă observați, în 14 ani, salariul mediu în Chișinău a crescut cam de 4 ori în euro. Da, eu știu că îi spuneți și costă bani, nu costă nimic, da, s-a depreciat, dar noi vorbim de salariu în euro și nu în lei. În rezultat, ce avem noi? Eu am luat din anul 80 până în prezent, dacă observați, avem o dinamică de aproape 50 de ani, câți ani trebuia să lucrează un cetățean ca să-și cumpere un apartament nou, finisat, în municipiul Chișinău. În perioada 80-90, aici vreau să spun că în acea perioadă 40% din toate apartamentele în Chișinău erau procurate, dar erau apartamente care se dădeau de instituții publice, se dădeau în folosință pentru lucrătorii lor, dar 40% oamenii cumpărau apartamente. Deci omul trebuia să lucreze aproximativ 9-5 ani pentru ca să-și poată procura un apartament în municipiul Chișinău. Cam asta era nivelul. După aceasta a venit criza și noi am ajuns la 34 de ani. Evident că asta înseamnă 34 de ani, tăiți salariile tăi. Deci trebuia 34 de ani, toate veniturile tale să le dai ca să-ți cumperi apartament. Fiecare vă dați seama, asta era imposibil. Practic, în perioada 95-2005, unii cei ce cumpărau apartamente erau oameni bogați sau oameni care lucrau peste hotare și trimiteau bani acasă. A lucra în Republica Moldova și să-ți procure un apartament era imposibil. După aceasta, accesibilitatea apartamentelor brusc s-a îmbunătățit, determinată de doi factori. Pe de o parte, salariul în euro a crescut substanțial, da, de la 2700 la 10.400 de euro anual, iar apartamentele s-au ieftinit. De la 900 de euro s-a scăzut până la 550. În consecință, în anul 2022, noi am ajuns la 10 salarii anuale ca să-ți cumperi un apartament, plus minus egal cu perioada din 80 până 90. După aceasta, am avut anul 2023 o ușoară creștere, iar 2023, după ce am avut această agnare de prețuri, noi am ajuns la minimul istoric, 9,5 ani, deci. Accesibilitatea unui apartament. Da, apartamentele sunt scumpe. Da, ele nu s-au ieftinit. Dar ținând cont de salariu, ele, de fapt, noi am ajuns să avem 9,5. În primul trimestru, deoarece ele s-au scumpit brusc, am ajuns la 10. Ce vreau eu să spun? Piața, în mare măsură, după ce a fost într-un dezechilibru total, după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică și am ajuns la 34 de salarii anuale, astăzi noi am ajuns la 10 salarii brute sau salariu net, 12 salarii nete, deci 12 ani, 12 salarii anuale. Noi am ajuns, de fapt, la un echilibru și cineva, dacă vrea să mă întrebe cât va costa apartamentul peste 5 ani, eu îi spun foarte simplu. Uite care va fi salariul peste 5 ani, care poate fi estimat plus sau minus,
Înmulțește cu 10 ani și asta va fi prețul unui apartament de 70 de metri pătrați. Aproximativ aici suntem. E scump, e mult sau e mult. Deci dacă observați în dinamică, 10 ani, prețul unui apartament nou, finisat în municipiul Chișinău, este de fapt ceea ce a fost până în 90 sau este echilibru istoric care noi l-am stabilit în 2021-2022. Haideți să nu uităm ce se întâmplă în alte țări. Eu am mai dat această analiză comparativă, numai că am dat-o Chișinău cu diferite țări, ceea ce mi se pare incorrect, iar acum am luat Chișinău cu alte țări pentru anul 2023. În Amsterdam, în 2023, trebuia să lucrez 16 ani ca să procure un apartament de 70 metri pătrați. În Bratislava 14,6, în Praga 14,3, în Roma 7,2, în Londra 8,5. În Republica Moldova suntem la 10 ani plus minus la mijloc. Deci nu suntem nici ca acolo, nici ca în zonele unde apartamentele raportat la salariu sunt un lux, dar nici în zonele unde apartamentele raportat la salariu sunt accesibile. Deci 10 ani de zile, aici salariu brut, salariu net, repet, că e 12 ani, de aceea la mine veți vedea în studiu, vă uitați foarte net, e net sau brut, eu scriu câteodată net, câteodată brut, deci este plus sau minus a ceea ce este echilibrul de pe piață. De aceea, prețul apartamentului este legat de costurile de construcție a unui apartament și este legat de veniturile populației. Veniturile populației, presupun populația va putea acoperi costurile care cresc. Deci, costurile apartamentului în ultimii ani a crescut enorm, companiile de construcție au fost nevoiți să majoreze prețurile, chiar dacă le-au majorat mai jos decât costurile care au crescut, dar aceste prețuri mari la apartamente au devenit rămân accesibile din simplu motiv că salariul calculat în euro oricum cresc mai rapid decât cresc prețurile apartamentelor, cu excepția anului 2024, primul trimestru, că am avut un microșoc legat de perioada de ultimul timp când am crescut. De aceea noi putem spune că piața se află într-un echilibru. Da, pot apărea și dezechilibri pe piață, cum am avut cel mai grav dezechilibru după destrămarea Uniunii Sovietice, dar în plus, minus, noi avem 10 ani salarii brute pentru procurarea unui apartament de 70 de metri pătrați și undeva 60% din venitul unei familii pentru achitarea creditului la procurarea unui apartament în municipiul Chișinău. Lucru care face ca piața noastră să devină atractivă, lucru care face ca apartamentele să fie accesibile într-o viitor apropiat datorită faptului că am avut o creștere prea bruscă a prețurilor. Intuiesc că poate fi o ușoară pauză, piața într-adevăr acum este relativ amorfă, despre aceasta vă vorbim într-o altă ediție, volumul de tranzacții care are loc pe piața imobiliară ca să vedem cât de vie este piața, dar pe termen mediu și lung prețul apartamente vor crește plus, minus, egal cum vor crește salarii, din simplu motiv că am ajuns în linia aceasta de echilibru, 10 salarii anuale pentru 70 de metri pătrați de apartamente. Aceasta a fost concluzia pentru ziua de astăzi. Sper că toți cei care sunt interesați de piața imobiliară au primit suficientă informație ca să poată să o analizeze și să iau o decizie mai puțin emotivă atunci când doresc să-și procure sau să-și vândă un imobil. Vă mulțumesc și până la data viitoare!